ziua! Este luni, ora 17:09, vă prezintă o nouă emisiune Zona Neutră. Pe o zi autentică de toamnă, că nu ne-a mai întârziat puțin să mai ne bucurăm și noi de soare, am invitat doi fotbaliști crescuți de FC Brașov, amândoi, sunt generații diferite, chiar cu realizări diferite. Primul este Traian Marc. Bine ai venit, Traian. Bună ziua, mulțumesc. N-ai mai fost la noi, așa e? Este prima oară, da. Da. Și Vlad Boția, care vis-a-vis de Traian, el a mai fost. Bună ziua, da. La noi nu l-am văzut mai de multișor de când a făcut vestidul transfer de la Hărman la Râșnov. Da, o să ne spună cum a făcut, ce face în continuare. Să începem cu Traian. Traian este acea generație 83-84 la care eu am ținut foarte mult, campioni de juniori, erau junior 2 atunci, erați voi. S-a jucat pe ICIM turneul final. Cred că ți-au aminte, da, nu? Bineînțeles, bineînțeles. S-a amintit frumos. Cu Traian în poartă, da? Cu... Din acea echipă aveați atunci 16-17 ani aveați. Așa, am ales 5-6 dintre ei, am luat imediat la echipa mare. Jucătorii, dacă vă ajuns aminte, v-au primit foarte bine, jucătorii vechi, v-au integrat foarte repede. Nu ați debutat imediat, deci pe prima scenă a fotbalului, dar pe parcurs au fost destui care au jucat ani de zile în prima ligă, nu? Ești, da, așa tu? Este, sunt cine a fost? Frumoase. Eu, Marius Constantin, Romeo Surdu, chiar și Gavi Tamaș, care Vasiliu, a jucat și el la Brașov, Vasiliu, da, Vasiliu. Și mai era unul, uite, în scap. Da, am fost în o generație 83-84, o generație foarte bună a clubului FC Brașov, cu rezultate meritorii. Mai în fiecare campionat am fost și chiar și am avut și titlul de vicecampion, după aceea a urmat acele titlule campioni. A fost și vicecampion pe atunci erau și campionate regionale pe zone, iar finala am pierdut-o contra Aradului, dar oricum am avut evoluții bune. Asta a fost anul următor sau înainte? Cred că înainte cu un an a fost era acel lucru mici, da. Și într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, a urmat acea trecere la echipa de seniori. Bine, eu oricum eram puțin integrat, da, eram mai mult integrat, pentru că tu ai fost primul. Da, am avut o perioadă puțin mai înainte, da. Mai înainte, pentru că avea grijă Andrei Șanta. Avea domnul Șanta, da, să te pregătească de mine și dar oricum a fost o generație foarte bună care a confirmat, mai ales că după aceea jucătorii menționați au făcut pasul către prima ligă și chiar și în momentul de față Marius Constantin mai joacă în prima ligă în România. Marius și Surdu joacă în prima ligă în Moldova. Și da, la și Lumica este joacă în Moldova. Exact. Nu mai știu, Vasiliu era pe la Codlea, mai sunt și ei în activitate. Joacă la Steagul Roșu, am înțeles. Acum Vasiliu joacă la Steagul, că a fost anul trecut la Codlea, da, se poate. Nu la suporter, la ceilalți. La ceilalți este, da, se poate. Spuneam că două generații diferite ca vârstă. Vlad, cât ai, 21? 22, 95 s-a născut. 25 ești, ai 22, ai îmbătrânit deja. Da. Așa. Ați avut și voi o... Noi am luat locul 5 pe țară. Ați avut o grupă bună de juniori. Domnul Vasile Mureșan, antrenor. Așa. Am terminat pe locul 5. Am pierdut la Satu Mare, s-a ținut turneul semifinal. Da. Două generații cu rezultate la FC Brașov, care a murit, știți, nu? La FC Brașov a murit. Bine, sufletele noastre va trăi tot timpul. Și va trăi prin rezultatele voastre și a celorlalți copii care au crescut aici și va fi numele... Așa, făcând o paranteză la ceea ce a spus de FC Brașov, da, eu sunt sigur că
echipa asta la un moment dat va reveni. Va reveni pentru că lumea... trebuie. Orașul Brașov are nevoie de echipă de fotbal și are nevoie de FC Brașov. Nu mă identific cu altă denumire. FC Brașov este și va rămâne tot timpul în memoria noastră. Și cu siguranță, în momentul în care, să spunem, brandul FC Brașov va fi scos la licitație, sper că, dacă nu primăria, cineva, un om de afaceri, cineva să vină să preia și să continue cu tradiția. FC Brașov. Deci, deocamdată se bat pe denumirea de Steagul Roșu. Avem două echipe care reprezintă acum Brașov împreună cu a treia colță, se bat pe numele ăsta, pe denumirea de Steagul Roșu, să vedem ce o ieși, că și acolo, deci nimeni n-are palmaresul, n-are siglă, nu prea are nimeni nimic, să vedem ce va urma, cine va reuși să achiziționeze această brand, să-i spunem, pentru că înainte de a fi FC Brașov a fost Steagul Roșu cu niște rezultate foarte bune, cu niște echipe extraordinare de-a lungul timpului, cu jucători fabuloși, care unii și astăzi mai apar, uite, în echipa Sara a fost acum așa, de-a lovitura de începere ultimul derby dintre SR Brașov cu Colțea. Da, să vedem, să ne... documentăm și noi, că n-aia a fost la ceilalți. Da, și l-au furat. A făcut poză cu ceilalți. Mie, dacă stăm să ne uităm puțin pe clasament și pe evoluții, vedem că echipa suporterilor, SR Brașov, este conduce în clasamentul, este cu un pas înainte față de echipa lui Edi Gherghe. Și joacă acum sâmbătă derbiul. Da, o joacă... Păi ce, deci va fi jocul. Mergem să vedem și noi. Dar va mai dura până va reveni o echipă. Cu siguranță că va dura și totul... Să nu uităm că avem 3 în Liga 3-a. Avem 3 în Liga 3-a și chiar credeam că anul ăsta va sări una. Hărman începuse foarte bine chiar și din păcate a avut 3 eșecuri în ultimele 3 etape și s-a îndepărtat puțin de locul 1. Dar ar fi fost bine să avem de acolo un acum. 3 puncte, nu-s departe. Nu-s departe, da, 3 puncte față de Aerostar. De Aerostar, da. De Aerostar, ca să cu voi. Ei au 19 puncte Aerostarul, Hărman 16. V-au egalat în minutul 94. Da, dar știți foarte bine că totul la un moment dat, și dacă una din aceste echipe din Liga 3 spune că va promova, va face pasul către Liga 2, apare acea problemă financiară, pentru că totul se rezumă la această problemă la un moment dat, pentru că investițiile trebuie să fie, nivelul crește și să pretențiile cresc, mult mai mari. Iar în acel moment trebuie să fii pregătit financiar pentru a face pasul către Liga 2. Dar uite, Hărmanul anul trecut au ratat în ultimele secunde. Au ratat promovarea în Liga 2, Vlăduț era acolo. Dacă reușeau performanța asta, eu spun că mulți se îndreptau spre ei, că era singura echipă de Liga a doua, ca Brașovul, e fără precedent în istoria acestui oraș. Este dureros, ca, să nu avem nicio echipă măcar în Liga a doua. Deci ne situăm cu Liga 3 cel mai sus pe județul Brașov. La un moment dat eram cu 6-7 echipe în Liga 2. Da, mereu vorbim aici. Era un Liga 2 5, era un Liga 3 13, erau restul, nu mai vorbim. Astăzi s-au împuținat. Să trăim zile grele din punct de vedere al sportului, că nimeni nu s-a gândit și nu s-a gândit că vom ajunge aici. Mai știu, unii poate s-au fi gândit. Eu știu ce să zic. Așa. Treania, spune-ne acum. Deci ai terminat juniorul, ai promovat la echipa mare, ai chiar făcea o glumă și spuneai că culmea că la FC Brașov ai cele mai puține jocuri în prima ligă. Ai apărat la FC Brașov în prima ligă. După aia unde ai mers? După FC Brașov am plecat la Iași. Într-adevăr, am petrecut 5 ani de zile, 5 sezoane la Iași și am avut, să spun așa, eram un trio de portari cu Cristi Brănel și Răzvan Pleșca, care mi-a devenit și fin între timp, Răzvan Pleșca, da. Și după... El acum unde? E la media sau unde? Da, este la media. Da, este la media și
Da, spuneam că am fost 5 sezoane la Iași, am petrecut momente frumoase acolo, chiar 4 ani de zile am avut același antrenor, lucru mai puțin întâlnit în România, l-am avut pe Ionuț Popa 4 ani și jumătate. A fost perioadă bună, echipa a fost tot timpul în liga, în prima ligă, undeva ne-am clasat tot timpul pe la jumătatea clasamentului, a fost o perioadă care mi-a prins foarte bine. După ce ai venit în Brașov, nu? M-am reîntors la FC Brașov. Acel an cu acele evoluții bune ale echipei. Am început cu Daniel Isăilă ca antrenor principal și după aceea în iarnă a venit Toni Conceição. A fost acea semifinală de cupă în care am pierdut, am ratat calificarea practic în ultimele minute ale semifinalei. Cu Vaslui, nu? Nu, cu Steaua. Ah, Steaua, cu Steaua a fost asta. Da, a fost golul mai înainte. Aia a fost mai înainte cu Vaslui, nu mă țin minte care... Da, cu Vaslui a fost mai înainte. Era Moldovan. Da, a fost cu un an înainte, da. Așa. Atunci a fost cu Conceição. Conceição a dat cu 3-0 la Steaua la București. Ala, da, a fost în campionat în retur, da, exact, acel 3-0. Deci eu am mai zis, Toni Conceição cred că a fost unul dintre cei mai buni antrenori străini care au fost în campionatul românesc. Eu l-am avut și la Cluj. L-am antrenat și la Cluj. Câștigat cupa cu el la CFR. Cupa cu Dinamo, cu cine a jucat? Da, când am întors. Căpăratul, penaltul, așa e? Exact, da. Nu penaltul, 11, da. Nu, să spune 11 metri, lovitură de departajare. Lovitură de departajare, da. Că penaltul e în timpul celor 90 de minute. Da, Toni Conceição, un antrenor și în primul rând un foarte bun antrenor. Da, aici mie mi-a plăcut. A făcut treabă și la Brașov, în măsura în care a putut. Că el a adus niște jucători, a adus Potec și Ira, a adus niște jucători. Pe Di Stefano, atunci, un tocaș la închidere Tolosa, care au venit... Deci a adus ceva jucători, dar jocul vorbesc, adică mie mi-a plăcut foarte mult organizarea și felul în care a construit jocul echipei, a fost o perioadă bună. Ai mai fost la echipe brașovene? Da, după FC Brașov am început la Corona. N-ai trebuit la Forex puțin? La Forex a fost o perioadă scurtă, foarte scurtă pentru că domnul Țucunea desfințase echipa. Atunci am plecat împrumut de la Iași, vreau să vin pentru jumătate de an să mă reîntorc un pic acasă, dar între timp se desfințase echipa și m-am reîntors la Iași atunci. Corona, după FC Brașov am urmat la proiectul Corona, care, vă spun sincer, acolo am avut o ambiție foarte mare. Pentru că foarte multă lume nu credea în acest proiect și uite că în 2 ani de zile echipa a ajuns în Liga 1. Mulți la un moment dat chiar râdeau de noi, cei care ne-am dus acolo, cei care am fost la FC Brașov, ne întâlneam cu oameni și care practic râdeau un pic așa ce căutăm noi acolo, dar uitați că un grup de jucători care au fost la FC Brașov, plus un grup de jucători tineri. Cam toți, majoritatea brașoveni, așa ați început. Da, un lot de 90% din jucători brașoveni. Că după aia au început să aducă. Bine, după aia, da. S-a reușit o promovare nesperată. Nesperată de unii și o promovare în condițiile în care ne-am bătut cu Târgu Mureș, care a avut un buget fantastic la acel moment. Și cu cei de la... Vâlcea, cei de la Damila Muciuca, care și ei la acel moment cu Claudiu Niculescu antrenor și cu jucători din prima ligă, cu Matache, cu Nasel, cu mai mulți jucători, dar au avut și ei, aveau pretenții pentru Liga 1. Pe Carpați, cu meciul cu Vâlcea. Și am reușit o promovare frumoasă. Frumoasă. Mai departe, ce s-a întâmplat în Liga 1 a fost o dezamăgire. Deci n-a reușit proiectul pentru că aici exista FC Brașov, care pur și simplu a înghițit de-a lungul anilor toate echipele care au încercat să facă ceva, pentru că lumea e trup și suflet cu echipa Fanion. Exact. Eu am mai declarat la un moment dat că atunci a fost un punct culminant al fotbalului brașovean și atunci trebuia făcută o alianță. Cum s-a vrut, s-a discutat la un moment dat. Nu s-a vrut. Doar că n-au vrut unii și alții. Era ideal. Păi să facă o echipă, FC era extraordinar. Să fie echipa de prima ligă, Corona să fie echipa de Liga 2 și Târlungeniu să fie echipa de Liga 3. Da, era piramida. Care să crească... Era piramida formată. Exact. Și puteai să te descurci extraordinar. Și de la an la an formai jucători pentru echipa de primă ligă. Era un proiect...
Da, bine, lumea, pentru Brașov, da, dar din păcate lumea, nu s-a avut. Lumea a uitat că FC Brașov cu ani în urmă, voi erați foarte mici, își luaseva din echipele de ligi inferioare, de aici, din Brașov. Metrom, Tractor, Icim, Făgăraș. Deci ei nu prea luau din alte orașe, exact, să ducă, nu știu pe cine să ducă. Și aici, cum să răsărea unul? Creștea imediat la FC Brașov, se dădea în locul lui 2-3 jucători și uite așa, era și Ghimba, se perpetua. Da, bine, Ghimba a avut târziu. Bine, a fost puțin, da. Ghimba a avut târziu. Dar înainte, deci așa era, să știe. Acum apărea un jucător, imediat era la Steagul. Steagul, zic, FC Brașov, că da, tot Steagul zice așa atunci. Trecut de la Corona la Dinamo, nu? De la Corona am făcut pasul la Dinamo, da, exact. Da. Un pas important în cariera mea, chiar dacă a fost făcut la vârsta de 31 de ani, da, dar practic am dat, să spun așa, de fotbalul cu adevărat, da, profesionist și cu adevărat simți într-adevăr în acele momente că ești fotbalist. Da. Și în momentul când joci un El Clasico de România, să spun așa, Dinamo Steaua, în momentele când vezi acele ambiții și 50.000 de oameni tribune, exact, și galeriile, am prins Steaua da, cu suporterii Stelei, cu da, deci, când veneau la meci. Da, un sentiment extraordinar. Da. Apoi după Dinamo am trecut la CFR Cluj, da, iarăși vă spun sincer, ceea ce am găsit la CFR m-a impresionat enorm, în sensul în care venind de la Dinamo, unde erau condiții extraordinare și un club foarte bine structurat, m-am dus la CFR și fără să exagerez, cred că este cel mai bine organizat club din România. Așa. Și condiții de Champions League și oamenii n-au fost, da, știu exact ce au de făcut acolo și am petrecut 2 ani minunați acolo, în care am reușit să câștig și un trofeu, Cupa României, da, cu toate că CFR-ul în acele momente era în insolvență, dar cu jucători străini de mare valoare, cu jucători români destul de buni, spre foarte buni, și iată că am reușit să câștigăm un trofeu și chiar anul trecut să ne batem la titlu, până, da, în ultimele, până aproape de ultimele etape. Da. CFR Cluj se pare că revine. Au avut una, două sincope, acum chiar etapa asta au pierdut la Viitorul cu 1-0, a dat șansă Stelei și Craiova, Stelei, FCSB. Voi știți ce înseamnă FCSB? Inițialele astea, știți? Că nu știu nici aia care transmit meciul. Da, nu știu. Nu știu ce înseamnă. Ar fi fotbal Club Steaua București. Dacă da, vrei este, să traduci, dar da, nu cred că e așa. Nu, că nu o voi. Nu este fotbal Club Steaua București, da, nu. Da, e altceva și nimeni nu spune nimic, că văd atâta timp. Că bine, lumea acum, nu știe, lumea așa, da, care... Mie mi se pare puțin exagerat, mi se pare acest... Da, transferul ăsta e, da. Că totuși, Steaua nu a retrogradat, nu a intrat în faliment, da. Steaua tot este Steaua, da, care a jucat tot problema timpul. Problema acum, să-i facă rău lui Becker. Da, e... Da, în fine. E urât, foarte urât, dar asta e. E și o lipsă enormă de respect față de acest om care bagă în fiecare, da, milioane de euro, da, și iată că în fiecare an, vrem, nu vrem, ținem cu alte echipe sau, da, nu, Steaua ține steagul sus al fotbalului român. Da, sigur că, da, în Europa. Inclusiv jucătorii s-au scindat, mari jucători ai, da, Steaua 86, în grupuri, da, și unii sunt de o parte, alții sunt de altă parte. Nu credeam să ajung aici. Da, nici dar asta e situația. După CFR Cluj, trebuie? După CFR Cluj am încheiat. Am încheiat la CFR, am încheiat, da, activitatea. Tu ai zis că gata, nu mai vrei să apeți? Da, nu, gata, am încheiat activitatea. Da. Mai aveam un an de zile de contract cu CFR, dar, aha, cum am explicat și la momentul respectiv, da, și am și declarat, nu mai a fost o decizie împreună, da, am luat cu soția mea această decizie să mă întorc acasă, să rămâi la Brașov, să renunț la activitate, mm-hmm, și să ne vedem de viața de familie. Dar dacă găseai ceva pe aproape pe aici, mai... Nu, că am fost, vă spun sincer, da, că am fost, dar nu am, mm-hmm, vrut să închei cu totul și până la urmă am vrut să închei de la un, da, nivel foarte înalt. Și te vei mai ocupa de fotbal sau în momentul de față, vă spun sincer că sunt foarte timpul
este foarte scurt pentru tot câte am de făcut. Dar știi că ora acum nu are 24, are vreo 17, zic. Și nu vi se pare că trece timpul prea repede. Da, exact. Dar nu ne spun corect. Și? Sunt implicat în foarte multe proiecte acum, dar inima mea este cu siguranță la fotbal, mă gândesc, dar în momentul de față este exclus să încep ceva în activitatea balistică. Deci, dar pe viitor vedem ce va oferi timpul, pe viitor, nu? Vedem, da. Așa. Vlăduț, tu, ia spune-ne, cum ai trecut tu de la Hărman la Râșnov? Cum s-a întâmplat? Am încheiat contractul cu cei de la Hărman. S-a terminat contractul. Contractul cu ei și am avut o ofertă bună de la cei de la Râșnov și am decis că e mai bine să... Apropo, știi că antrenorul lui, că vorbeai de Corona, că ai zis tu că ultimii 2 ani, deci Dan Bona a luat echipa din Liga 5-a, Liga 5-a Corona, Liga 5-a, Liga 1-a, și a ajuns până exact. În Liga 1-a cu ea, deci în fiecare an a promovat, fiecare știi? Dan Bona a avut promovare în fiecare an, așa este. Da, și că vorbeam aici, a fost și Dan aici, dar nu știu cu cine vorbeam. E un tip care nu-i place să iasă în față, stă acolo, muncește cu salopetă. Și asta, păi câți antrenori din România? Nici eu n-am și eu multe, am vreo 5 promovări, dar nu așa. Deci cu o echipă, cu aceeași echipă, exact. Am cu altele, diferite. Câți antrenori n-ar vrea să aibă o performanță de genul ăsta? Mai era unul, Silviu Dumitrescu, dacă ați auzit de la Târgoviște, tot așa a luat-o și a ajuns până în Liga 1, acolo în Târgoviște. Așa, și ai pe antrenor pe Dan Bona, da? Da. Dar ghinionul tău a fost că te-ai accidentat. M-am accidentat la Hărman în iarnă. Iarna trecută la genunchi. Ai fost la genunchi, la Hărman ai stat destul. Am stat destul, am prins doar ultimele 4 etape. Și acum? Și acum am făcut ruptură fibrilară, iar a doua etapă cu... Dar nu ai mai avut treabă cu accidentarea veche, aia a fost la genunchi, nu? Aia a fost la genunchi, dar tot la piciorul stâng am avut ruptură fibrilară. S-ar putea să ai o conexiune? Da, mă gândesc, am lucrat mult la sală. Masa musculară, și mult peste. Cât ai fost cu genunchiul, a scăzut, tu ai lucrat ca să o refaci, ai... folosit foarte mult și atunci s-ar putea să fie uzat fibra și să te fi accidentat acum. Dar astea trec mai ușor decât genunchiul. Da. Deci rupturile astea fibrilare trec mai ușor. Numai că trebuie să faci tratament și să ai grijă. Exact. De la regim până la ce tratament faci? Te-ai tratat repaus, undeva? Repaus. Lasă repausul, că îl faci oricum repaus. Ecografie, fizioterapie. Așa, faci fizioterapie? Da, am făcut. Era pe timpuri că și eu aveam probleme cu mușchii, era doctorul Stănescu, te auzi de el, că ăsta săracul s-a dus până Africa și i-a operat pe aia pe creier, dar el era ortoped. Păi cuvânt, a rămas în bazm, în istoria a rămas. Și aveam un produs, n-am mai auzit la nimeni așa ceva, deci îți făcea o injecție de aia în locul dureros, te pipăia până îl găsea, îți făcea acolo și în 3 zile jucai. Nu mai țin, am eu scris undeva, țin minte, dar n-am mai auzit de așa ceva. La ruptură fibrilară, nu contractură sau cum spuneți voi întindere fotbaliștii, știi? Este celebra, cum se spune... Cu gheață? Nu, este un vrac, așa aici se spune. Aha. Este o doamnă, Mariana Covaci. Aia din Serbia? Da, din Serbia, ca toate cluburile din Europa acolo, se bat da, într-o auzit, ea. A fost și unul de la noi, nu știu cine. Foarte mulți jucători. Cred că și Enceanu a fost când a avut. Enceanu, mi se pare, când era la Steaua. Am avut foarte mulți colegi, pe mine m-a ferit Dumnezeu de accidentări, dar mergeau acolo după 3 zile și ruptură destul de mare, care nu abia puteau să meargă. Cu ce o lucră? Are o... Dar nu spune așa. Nu, păi nu se poate. Păi știu sigur și a fost și... Toată lumea a vorbit despre ea și Chelsea și Liverpool. Da, e foarte cunoscută. Real Madrid a vrut să o ia și nu a vrut să plece să... Doar are clinica ei. La Belgrade? Da, la Belgrade. Are clinica ei cu programări și atât. Da? Dar este... Nu-i mai trebuie nimic. Dacă vin mari fotbaliști, vin și cu banii după ei. Exact, bineînțeles. Ca să-i facă bine să joace cât mai repede, că ăsta e interesul. Și cum e Vlăduț la Râșnov? Este bine, suntem un grup unit, jucători tineri, câțiva de la Hărman, suntem iară la... Păi știu că ați venit astă iarnă în grup acolo. Nu știu, s-a întors unul, cine s-a întors? Potcova portarul, s-a întors. Da, și condiții? Condiții foarte bune pentru nivel Ligii a 3-a, neașteptat de bun. Condiții bune. Eu pariasem pe voi.
Deja am pierdut la promovare? Sau să mai sper? Sunt jucători. Ce noi? Să fac? Să dau pariu deja, să-l plătesc sau să mai sper? Nu putem vorbi încă de promovare la noi. Încă nu. Păi de ce? Atunci când nu se așteaptă nimeni. Nu știu, obiectivul nostru este să facem de corona, când nu se așteaptă nimeni, pac, au dat lovitura, gata. Problema e că noi, ideea e că noi am crezut da. De la început. Deci da. Noi jucătorii am crezut de la început și de la început am fost concentrați pe, da. pe promovarea. Așa ceva, zis, trebuie da. Să promovăm, noi trebuie să promovăm. Deci ce concluzie tragem acum din ce spune Vlăduț? Că ei nu prea sunt pregătiți. Ei nu prea sunt pregătiți, da. De... Nici mental, că așa condiții ar avea. Dar mental nu sunt pregătiți. Contează foarte mult. Dar știi ce? Știi ce cred? Cred că și acolo, deci, ideea propagată este, băi, bă, cam mult pentru noi, știi, Liga Doane, băgăm acolo, dă-i seama ce da. Bani, trebuie ce... Hai să mai sunt puțin. Da. Dar pe mine mă miră Dan, bună, știi? Că el îi lasă să creadă cum vor... conducătorii exact, să creadă exact, și el face ce trebuie exact, cu jucătorii. Exact. Dar trebuie cu jucătorii. Trebuie și... Mă înțelegi? Deci exact. Trebuie să ai jucătorii care să... obiectivul este în cazul ăsta al antrenorului și al jucătorilor. Conducerea este exclusă. Așa este. Îi pui în fața faptului... Păi da, eu de câte ori am făcut așa? Normal. Îi pui în fața faptului... Îmi primi și gata. Ce să mai zică? Pofta vine mâncând. Și îți spun iar, da, corect. Așa... Traiane, unde te-ai simțit cel mai bine? Din toate echipele astea, că da, ai fost chiar mă la gândeam, câteva echipe. Mă gândeam într-o zi, dacă mi-ar pune cineva această întrebare da. Și uite că a venit. Uite că am pus-o eu. Peste tot, vă spun sincer, peste tot am avut perioade foarte plăcute. Da. Nu a existat o echipă unde să spun că aici nu mi-a fost bine. Aici am fost păcălit, cum se întâmplă de foarte multe ori în fotbalul din zilele noastre. Mm-hmm. Eu am avut norocul ca peste tot... Și la, chiar sunt la FC Brașov am prins perioada în care domnul Nicolae plătea. Grupuri bune. Da. Profesional vorbind, bineînțeles că, așa cum v-am spus, nimic nu se compară cu ceea ce am găsit la CFR Cluj. Da, bine, asta sunt echipe de top, da. Știi? Dinamo, CFR Cluj care exact. Ai prins tu. Dinamo și CFR am prins practic... Sunt puțini jucătorii care da. Prind echipe de astea, să știi. Exact. Și am prins și una după alta aceste echipe și normal că la CFR Cluj pot să spun că mi-a fost cel mai bine și profesional și... Da. Plus că am câștigat și un trofeu și m-am bătut și am fost acolo, ne-am bine, bătut, ne-am bătut la campionat. Ai fost un factor decisiv acolo, că să spunem că ați câștigat la loviturile de departajare. Da. Tu jucai împotriva echipei de unde plecasești. Exact, nu? Un stadion 50.000 de oameni, toți din Amotriști, bine, au fost 2.000 de suporteri de la Cluj, dar restul 50.000 au fost Dinamo și neutri. Și 2-0 la pauză pentru Dinamo. 2-0 pentru Dinamo la pauză. Exact. Și că spuneați de Toni Conceição, să vă spun un eveniment. Ce s-a întâmplat la pauza meciului. Nu știu câți știu. Ar fi reacționat da? Cum a făcut-o el. Probabil, fiind o primă repriză în care Dinamo a dominat total, cu ocazii foarte multe, da, avut 2-0 la pauză, știu. Poate unii antrenori gândeau, domne, hai să facem cumva să nu mai luăm, că ne facem de râs. Cine era? Andoi era la Dinamo? Mircea Rednic. Mircea Rednic, exact, da, a plecat și în bară. Și da. Toni Conceição a spus așa, scoate mijlocași, jucăm, a scos doi mijlocași, a băgat un atacant și un mijlocaș ofensiv. Așa. Pe ei din prima secundă, pe atac. Da, atac. Nu mai avea ce pierde. Că pierd 10-0 sau 2-0, da. Minutul 48 am dat 2-1 și minutul 89 2-2. Da, da. Da, a fost a avut spirit și nu, a avut și a avut inspirație, a riscat, păi normal. A riscat, da, dar Conceição n-a mai stat din vara aia, nu? A plecat. Deci ați câștigat cupa exact, și ați plecat. Da, a plecat. Da. El a avut niște pretenții care nu, le care nu s-au înțeles nu? Cu domn, da, nu s-au înțeles cu cei din conducere da. Și atunci a ridicat mâna și a plecat. Deci el, exact ceea el, ce a făcut și la FC Brașov. El avea relații cu CFR Cluj de foarte mult timp. Pe a mai fost pentru că nu mai fost o dată, dar înainte de a fi și prima dată, el era antrenorul prin care, ăla cum îl chema de la CFR Cluj, care aducea jucători? Răzvan mai bruneță, Zanfir, Răzvan Zanfir. Deci Zanfir. Era omul lui ăsta, Conceição, exact. Și el îi trimitea jucători din Portugalia. Exact, ăsta da. Având ochi, fiind antrenor, știind
ce înseamnă un jucător de fotbal și dacă rezistă, nu știu, în campionatul X sau Y, îi recomanda mereu. El l-a dus pe ăla, fundașul dreapta, Chilius, cum îl chema? Tony. Pe ăsta, fundașul central, Cadu. Pe tot, deci, la recomandarea lui au fost. Și Camora, portugheză. Camora mai târziu puțin a venit. Și Julio, da. Da, bine, Julio, da. La echipa mare a lui CFR Cluj, care i-a bătut pe Manchester United până la urmă, cu echipa aia i-a bătut. Pe AS Roma, și pe AS Roma. Olimpico, pe Olimpico. Exact. Deci ei l-au avut în vedere tot timpul pe Consei sau. Da. Că știi ce te ține în fotbal în zilele noastre, adică de mai mulți ani. Sistemul relațional. Nu ai sistem relațional, ești mort. Bineînțeles. Ești distrus. N-ai ce să faci. Deci nu se mai uită nimeni la tine. Oricât valoare ai avea. Legătura săptămânal cu domnul Greșan. Da, e bine. E bine să ai un sistem relațional cât de cât, pentru că nu știi când ai nevoie. Indiferent. Ce în ce funcție, indiferent. Așa. Deci până la urmă și până la urmă cel mai bine te-ai simțit la CFR Cluj. La CFR, da. Nu? La CFR Cluj. Și datorită rezultatelor. Și tot ceea ce doi ani în fotbal astăzi nu sunt puțin, exact. Să știi la mine. Știi cum zic eu, e viață de antrenor. Doi ani e viață de antrenor. Da. Așa se pune problema. Și da. V-am spus tot ceea ce am găsit acolo, de la forma de organizare, la suporter, la stadion, la oraș, la tot. Da. Parcă ești din altă lume. Da, frumos. Frumos. Aveau la un moment dat o galerie de asta care mergea mereu după ei. Nu erau foarte mulți, dar foarte uniți. Da, exact. Cântau tot timpul cu copii, cu femei. Asta vreau să vă spun. Deci mozaicul ăsta extraordinar. Asta vreau să vă spun, că așa ceva, adică mai rar vezi în stadionul din România. Când mă uitam în tribune, vedeam oameni de toate vârstele. Mm-hmm. Și copii mici, și de toate femei, sexele, și oameni mai în vârstă care veneau la meci și veneau cu drag și asistau o echipă. Și foarte puține înjurături pe stadionul din Cluj în comparație cu alte stadioane. Se pare că sunt pe care să-și revină, au ieșit din insolvență, un lucru extraordinar. Un buget foarte mare. Da. Uite, și-au făcut o echipă bunicică, e Dan Petrescu, antrenor care mie îmi place foarte mult. Da. Și s-ar putea să în mod sigur se vor bate la campionat. Nu se știe dacă o să câștige sau nu o să câștige, dar sunt acolo, că CFR Cluj n-a mai fost de multișor, deci în situația asta, și atunci pentru oraș e ceva, că au cealaltă echipă, au Clujul, care întotdeauna a fost echipa orașului, exact. Susținută de primărie, de toată lumea, așa, și e o chestie acolo, rivalitatea asta a dus și la lucruri bune, dar a dus și la lucruri rele. Și să vedem ce se întâmplă. Să trecem puțin la noi acum. Vlăduț, ia spune că tu ești tânăr. Cum vezi tu situația din Brașov a fotbalului acum, când suntem mândri că avem un derby de Liga 4-a? Când îl avem. Nu știu, o văd foarte jos față de eu când eram mai tânăr. Da. Eu stau pe mine Viteazul, aproape de stadion. Când eram tânăr și juca Brașovul, eu auzeam de acasă. Te pomiști că stai la pompieri acolo. Pe acolo, da. Auzeam de acasă când juca Brașovul acasă, când dădea un gol. Față de momentul actual în care sunt derbiuri la Liga 4, se discută în momentul de față mult de Liga 4. Da, uite că știi că au mereu 1000 de spectatori când joacă acasă. Da, am fost și eu acum sâmbătă la meci. Și cel puțin 200 să duc cu ei până toate coclaurile. Da. Așa este. E frumos să ai suporteri lângă echipă. E bine, dar nu știu ce să zic. Dar perspectiva ce crezi că o să aducă? O să urce echipa asta sau altă echipă, eu știu, eu mă gândesc poate că o să fie urce, ACS, Steagul Roșu. O să urce, mă gândesc, mai ales dacă, din ce am auzit, o s-ar putea să implice și primăria din iarnă sau... Mă gândesc că s-ar putea să urce. Au și nu știu, bună. Eu mă cam îndoiesc să bage primăria la una din echipele astea. Nu știu ce să zic. Așa a fost peste tot, unde au început iar... să zicem, renovările echipelor la Galați, la Ploiești, la Constanța, la unde mai este, la Cluj, cu Cluj, așa. Deci au început spectatorii, adică susținătorii, nu spectatorii, una este pe alta, e susținător, așa, au început cu banii lor, cu cotizații, și după aia s-au implicat
oamenii de la primărie sau de la Consiliul Județean, da, și a început să ajute echipa respectivă. Ar fi extraordinar și aici acum, să bage. Acum este o... Acum și legea permite instituțiilor să financeze fotbalul, pentru că a fost această modificare a legii în acest an. Asta cu cine domnul ministru. Dar știi ce am auzit? Știi ce am auzit? Că nu se poate aplica. Ba, se poate aplica. Dacă federația deja, să dea niște normative. Este, nu, deja este în aplicare, pentru că cei de la FC Voluntari, și la Voluntari este președinte fostul dumneavoastră elev Bogdan Nicolae. Bogdan Nicolae e președinte? Da, chiar că n-am știut. FC Voluntari și eu sunt prieten bun cu el și mai vorbesc cu el. Deja legea este aplicată de către cei de la Voluntari. Iar cei de la Voluntari, Primăria Voluntari, virează în fiecare an 4 milioane de euro către echipa de fotbal. Da, e totdeauna ținut că aia a fost echipa primăriei. Și pe această lege care, pe legea sportului și modificată anul acesta de către domnul Dunca, da. Iată că cei de la Voluntari se poate. La Concordia Chiajna la fel se poate. Da. Deși Concordia Chiajna este echipă finanțată de primărie. Iașul este echipă finanțată de primărie. Da, Iașul primărie, așa e. Și este echipă de Liga 1 care virează milioane de euro în fiecare an către fotbal. Nu către sport, către fotbal. Știi cum e trenul? De cei care au dat înainte, dau și acum. Și să... Așa e, și asta e adevărat. Se leagă de ăștia 5%, spune domnule, dacă a dat 5%, eu dau 5% și cu asta, ba asta, bine, că dă și mai mult. Dar unii spun că încă nu e legal, pentru că federația nu are norme. Deci, ăia care? Gigi Contra, ăia care nu vor să dea, imediat s-au cramponat de treaba asta. Dacă vrei să se găsesc... Da, dar probabil că până la anul, adică de iarna asta se reglementează. Eu știu exact că Voluntari, merg după această lege. Păi, dar ei abia așteptau, îți dai seama că ei abia așteptau. Exact, după normele de aplicare a acestei legi. Și dacă dăm un pic înapoi, acum vreo lună de zile, chiar domnul ministru a fost întrebat de aceste norme de aplicare. Și a spus, domnule, poate aplice. Clar, da, aia am auzit și eu. Aplica, și ulterior au venit șmecherii cu că nu e cadrul legal făcut de federație. Trebuie să facă federația nu știu ce norme. Federația. Da. Așa au zis. S-a modificat câteva articole din lege care permit această... Ce am vrut să zic eu? Deci ăștia care au dat până acum au dat că dădeau și înainte, dar cei care n-au dat și unii mai ales care nu vor să dea, spun domnule, eu am făcut bugetul, nu mai am cum să rup să dau la sport. Deci aștept bugetul viitor. Deci în 1 ianuarie 2018 și bugetul se va da prin aprilie, dacă se dă prin aprilie și sunt probleme mari. Păi da, dar uitați să vă mai spun ceva. Și pe această lege, pentru că totul pleacă practic și de la partea juridică. Păi normal, că de acolo pleacă tot. Cei de la Voluntari au o doamnă juristă care se descurcă frumos. Foarte descurcăreață. Bine, doamna, am înțeles că face parte și din comisia de la Ministerul Tineretului Sportului care a făcut aceste modificare a legii. Da. Iar la ei această aplicare cu bugetul se face pe an competițional, nu pe an calendaristic. Ei, păi vezi? Băieți de știință. În momentul acela ei nu mai au probleme. Nu le mai intră banii în aprilie primării. Lor le intră jumătate din banii în iunie și jumătatea cealaltă la anul în martie. Și atunci nu există pauză între buget. Dar trebuie să și vrei să și interesezi. Da, și le rezistă echipele, știi? Legea. Corect. Păi, bineînțeles. Trebuie să jalonez. Dar eu ți-am spus, de totul pleacă de la ăștia care Gigi Contra. Deci care nu vor să le găsesc, de nu orice găsesc o piedică, o problemă. E cel mai ușor să spui că nu se poate. Da. Și rămăsesem la faptul că dacă ar urca o echipă de asta în Liga 3, a treia, să zicem, că asta urmează de a patra, a treia, dacă nu se va implica cineva, va fi greu, că e greu să trăiești din cotidian. La Liga 3 sunt deplasări lungi, exact, uite Ghimba cu ce deplasări face. Și aici, în seria 1, sunt alea pe Moldova până la H. Deci costă, trebuie să pleci cu o zi înainte, trebuie să mergi de lucru. Și acum încă un lucru, promovezi. Dar promovezi cu gândul în Liga 3, promovezi cu gândul la promovare către Liga 2. Păi, da, așa vrea toată lumea. Deci, atunci, asta înseamnă un proiect ambițios. Păi, da, în fiecare an trebuie să promovăm, să ajungem la Liga 1. Și atunci ai nevoie de buget, ai nevoie de bani ca să promovezi, ai nevoie de bani să aduci. Deci când e de la Liga 2 la Liga 1, dacă n-ai lângă tine sponsor și oameni care să injecteze niște bani, deci nici să nu te gândești. Deci, de unde? Păi cum? Cu ce? N-ai? Uite, echipe, câte echipe
echipe de Liga a doua, naviează fără cârmă, ies din competiție, da, și că mai mult, s-au întins mai mult decât le-a fost ploapă, fără să realizeze, bă, dacă nu mai avea ceva, ce mai a zis, cine știe, da, poate merge. Da, nu da, este această da, soluție, dar eu sper că... Jos pălărie pentru Sibiu, uite. Da. Vezi, și-au făcut așa, au luat-o din Liga 4-a, frumușel, s-au dus aici, da, da, și acum au condiții de Liga 1. Păi da, păi imediat s-a implicat. Și acum au condiții, ei spun foarte clar, că de Liga 1. Și atunci, exact, și atunci e normal, se accepte și alții. Bă, ăștia pot, hai să împingem puțin. Și chiar că... am mutat acum la ultima etapă și cu Brăila. Cu Brăila, și am văzut 2, da, foarte multă lume la meci. Da, vine la Sibiu. Foarte multă lume. Vine lume la Sibiu, vine lume la Călăraș și acum... Da. Alexa face treabă bună. La Târgoviște vin la astea din față care vor ceva, care au un obiectiv și vor. În rest, nu e și societă de spectatori. Asta este. Acum văd că s-au băgat cu astea, cu casa pariurilor. A suspendat la Buzău, a tăiat, a făcut praf acolo de la antrenori, la jucători, la conducători. Ea nenorocită tot pe ea. Dacă și acum greșit, federația se aliază cu casa pariurilor pentru 10.000 de euro de club. Care se dea la... Pentru 10.000 de euro, atât. Păi unde, mă, demnitatea ta unde este? Păi ăia au jucat la casa pariurilor, zic ei. Că probe, nu știu dacă au sau n-au. Și atunci... I-a blamat, i-a făcut praf, cum am zis, și acum ei se aliază cu casa pariurilor. Dar nu se poate. Părerea mea este că nu aroganță, dar e o lipsă totală de tact aici. Că așa fac toate echipele mari din lume. Băi, ne punem noi cu... Da, că da, joacă aia Real Madrid cu da, Bet, nu știu cum, exact, că joacă aia acolo, e altceva. Deci nu-i ca la noi. Nu? Corect. Nu vin jucătorii să blătuiesc un meci ca să câștige la pariuri Cristiano Ronaldo. Că n-are nevoie. N-are nevoie, are bani mai mulți. Așa. Unde joacă echipa Vlădăț? Sâmbătă jucăm la Hărma noi. E derbi local. Da, da, da. Uite, nu m-am uitat la etapa viitoare, la Liga 3-a. Sâmbătă. Da, tu cum, în ce stadiu ești? Eu sper să joc sâmbătă, să vedem cum o simt săptămâna asta. Păi crezi că poți juca? Nu știu, măcar câteva minute sper să pot să joc. Păi tu mai împotriva la ai tăi? Păi ce să fac? Le dai gol dacă poți? De-a început de antrenamentul? Da, da, da. Le dai gol dacă poți? Nu știu, vom vedea. Să fiu sănătos, să-mi ajut echipa, nu trebuie să dau gol. Da, vezi că parcă mi-ai spus că ți-a mai recidivat odată. Da, acum păi două săptămâni. Fii atent cum ești. Fii atent cum ești, te consulți cu Dan, cu Bona, el știe mai bine, te are în grijă acolo și spune ce ai de făcut. Deci obiectivul vostru care e până la urmă? Să adunăm cât mai multe puncte. Vreo 200 așa dacă s-ar putea? Cât mai mult. Dacă faceți 200, intrați în Liga a doua și vă mai rămâne și pentru Liga a doua, vă rămân puncte. Nu chiar. Nu chiar, a? Vine lume la meci? Vine lume la meci. Bă, uite, da, anul ăsta spre rușinea mea n-am fost niciodată la Reșnov. Păi vă așteptam. Da, trebuia... De când tot am zis eu că acolo o să fac o tribună ideală ăla unde poate să facă ceva da, extraordinar. Da, e frumos acolo. E foarte frumos, da, e o zonă extraordinară. Și ar putea să facă ceva. Că de-aia mă gândeam că poate intra și vă face și stadion. Știu, că domnul Veștea, dacă e de acolo, poate vrea să vină și dânsul la o tribună, să stea la o tribună oficială, că nu o să stea călare pe dealul ăla, știi? Da, e tribună. Că nu vine, așa nu vine. Așa dacă face un stadion, face o tribună mică oficială, acolo vine. Nu? Da. De Ghimbăv ce părere aveți? Ghimbăv. Că de ei săraci am vorbit cel mai puțin mereu. Nu știu, ei s-au înscris târziu, s-au adunat târziu, da, da, au promovat. Au fost reorganizați, da, exact. Au rămas la un moment dat fără jucători și au umblat după jucători și au încropit o echipă, sunt mulți tineri, nu faci față. Deci este extrem, extrem, extrem de greu în contextul ăsta dacă nu ești pregătit. Moda asta e, te întâlnești înainte cu o săptămână de a începe campionat. Da. Nu se poate, nici așa. Deci îți bagi joc de fotbal și bate joc și el de tine. Traian, tu ce ai să faci? Cu afaceri?
Momentan m-a spus că suntem, da, suntem implicați în niște proiecte, da, care practic ne încarcă tot timpul, da, dar cu siguranță pe viitor mă voi implica în fotbal și sper să o fac tot așa la un nivel destul de înalt. În Brașov? Dacă poți, în Brașov. Dacă există posibilitatea. Dacă în Brașov este posibilitatea și există, da, creionarea unui proiect care să asigure performanță, da, atunci sunt, bineînțeles că sunt deschis oricăror discuții. Așa. Eu nu spun sincer, m-aș bucura dacă ai putea să faci lucrul ăsta în Brașov. Că alta e când faci la tine acasă, alta e când ești printre, exact, străini. Că să uite, ia cruci și eu știu. Am fost în multe locuri. Așa. Am ajuns la sfârșitul emisiunii. Vă mulțumesc pentru participare, că ați acceptat invitația. Sper să ne mai întâlnim cu faptul că o să aveți ce povesti. L-a dus ca jucător și ca realizări, mai dea și el un gol. Tu, Traian, în ce ți-ai propus, vă doresc numai succes. Mulțumim și telespectatorilor care ne-au urmărit. Vă doresc o zi bună, o săptămână bună și ne vedem luni viitoare la ora 17. La revedere!